Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ziua de 1 decembrie sărbătorită pe toată Valea Trotușului. Sănătatea comăneștenilor cea mai importantă pentru primarul Viorel Miron. Primăria Dofteana a alocat bani pentru construirea capelei mortuare de la Parohia 1 Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului. De 1 decembrie, Ziua Națională a României, vor avea loc festivități de depuneri de coroane de flori la monumentele eroilor de pe toată Valea Trotușului. De la primele ore ale dimineții, în comuna Gura Văii și Mănăstirea Cașin, vor avea loc evenimente dedicate zilei de 1 decembrie. De la ora 11, în comuna Bărsănești și în orașul Dărmănești. În Comănești și în orașul Stațiune Târgocna vor avea loc festivități de la ora 12, iar în municipiul Onești de la ora 13:30, în timp ce în comuna Dofteana ceremonia de depunere de coroane este programată a începe de la ora 15. De-a lungul anilor, primarul orașului Comănești Viorel Miron a reușit să atragă proiecte importante cu finanțări generoase pentru îmbunătățirea actului medical din cadrul Spitalului Ioan Lascăr Comănești. Despre toate acestea s-a discutat în cadrul ultimei întruniri a legislativului local. Mai multe urmăriți în imagini. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a ordonanței Guvernului numărul 15 pe 2021 legat de proiectul Eficientizarea energetică a clădirilor publice. Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comănești, județul Bacău, orașul Comănești, strada Vasile Alexandrei, numărul 1. Este vorba de aprobarea unei sume de bani care reprezintă ajustarea valorilor materiale pentru lucrări rămase de executat din contractul Eficientizare Energetică, clădiri publice, Spitalul Ioan Lascăr Comănești. Se tot spune că lucrăm de foarte mult timp la spitalul ăsta. Da, 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 așa este. Lucrăm de mult timp. Am avut perioade de lucru mari când am reabilitat, modernizat și dotat ambulatoriul spitalului. Acum suntem într-un alt proiect foarte mare de peste 8 milioane de euro prin care eficientizăm energetic clădirea spitalului în totalitate. Deci partea de clădire care nu a fost cuprinsă în primul proiect al ambulatorului Spitalului Ioan Lascăr, că este ambulatorul integrat al Spitalului Ioan Lascăr, și este vorba de, totodată, de modernizarea și dotarea spitalului. Acest corp de clădire, în momentul în care vom finaliza lucrările, acum până la sfârșitul anului vor fi gata absolut toate lucrările privind spațiile unde se desfășoară activitatea, cabinetele medicale, saloane, pacienți, secții, compartimente, tot ce înseamnă spital, în afară de partea de bloc operator și serviciu de primiri urgențe. La aceste zone vor rămâne să se lucreze în continuare, fiind în totalitate dat drumul la partea asta. Deci probabil că lucrările vor fi de 75-80% finalizate până la sfârșitul acestui an. Constructorul tocmai ne-a cerut un act adițional prin care să ne prelungim zona de lucru, timpul de lucru din 31 decembrie anul acesta până la jumătatea anului viitor. Datorită faptului că în timp materialele de construcții s-au scumpit și datorită faptului că au fost nevoie să ajustăm aceste prețuri, de aceea prin această ordonanță 15 din 2021 se pot suplimenta valorile materialelor. Sumele pentru aceste valori, știți foarte bine, cheltuielile cu spitalul au fost de peste în jur de 60% până la această oră din bugetul local. Să-mi spună mie cineva, unul singur din Consiliul Local Comănești, o persoană să-mi spună că nu sunt necesare aceste cheltuieli. O singură persoană. Domnule, cheltuim banii degeaba cu spitalul. Cine ar spune treaba asta, nu ar fi un om normal la cap. De ce? Pentru că rând pe rând trecem cu toții pe acolo.
Nu știm când, nici ceasul, nici ora, nici minutul, nici secunda, când s-au întâmplat și se întâmplă atât de multe lucruri. Și cred eu că pe primul loc în lumea asta pe care noi parcurgem niște pași, este sănătatea. Cine are sănătate, nu prea îl interesează de altele, dar cine nu are, știe că este vitală. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul dezvoltare medicală ambulatorie la Comănești. Este vorba de un proiect de 15.309.918 lei. Proiect pe care noi dorim să-l implementăm în cadrul spitalului și să dotăm în continuare, va prezenta doamna Cristina Lupu acest proiect. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale pentru Spitalul Rășinesc Ioan Lasker Comănești. De asemenea, este un proiect în valoare de 22.350.000 de lei, 339 de lei. Iată că mai venim în completare acum cu încă două proiecte, după cele pe care le-am prezentat, unul în valoare de aproximativ 153 de miliarde și acesta pe care l-am enumerat ultimul, de 223 de miliarde de lei. Ceea ce v-am spus, sănătatea este pe primul loc. Cine nu știe lucrul ăsta, îl felicit că n-a avut de-a face cu sănătatea. Dar cine a avut, o să vedeți dumneavoastră ce importanță vom da cu toții sănătății. Iar Spitalul Orășenesc Ioan Lasker, dacă nu aveam în vedere să facem aceste investiții în timp util, au fost de fiecare dată când s-a pus în discuție închiderea spitalelor, Comăneștiul a fost enumerat în aceste discuții. Nu numai că l-am avut închis odată, în anul 2010, în anul când, prin anii 2015-16, cred că, când a fost doamna ministru Sorina Pintea, s-a dorit din nou să fie închis Spitalul Comănești, nu numai Comănești, ci cu multe alte spitale. Și cum s-au întâmplat atât de multe accidente și nenorociri prin care au fost incendii în multe spitale de România, cred că până la 10 spitale care au luat foc din diverse motive, pe diverse secții, pe diverse compartimente, au apărut norme noi de protecție, norme noi de siguranță, norme noi de funcționare. Și dacă noi nu ne puneam la punct cu toate aceste norme, să implementăm tot ceea ce ne cer normele sanitare, medicale și tot ce înseamnă ISU, noi puteam să riscăm oricând să ni se propună închiderea spitalului. Ori prin aceste investiții avem siguranța și garanția că nimeni nu își va permite vreodată să mai propună sau să mai glumească în niciun mod că Spitalul Comănești va fi închis. În ultima ședință a legislativului local, inițiativa primarului comunei Dofteana, Ioan Bujor, aleșii locali au votat favorabil alocarea unor sume de bani pentru finanțarea din bugetul local pentru achiziția, în vederea realizării construirii lăcașului de cult, capelă mortoară, la parohia 1 ortodoxă, Adormirea Maicii Domnului Dofteana, sat Dofteana, comuna Dofteana. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local pentru achiziția materialelor în vederea realizării construirii lăcașului de cult, capelă mortoară, la parohia 1 ortodoxă Adormirea Maicii Domnului Dofteana, sat Dofteana, comuna Dofteana. Dacă îmi permiteți, domnul președinte. Bună dimineața și bine ați venit la ședința de astăzi, din 29.11.2022. Pot să vă dau explicații despre acest proiect de hotărâre în legătură cu contribuția financiară a Unității Administrative Teritoriale Dofteana la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Dofteana, acolo unde este păstorită de Părintele David Isache, în care ne-a făcut o cerere cu aprobarea Consiliului Parohial, solicitând câteva materiale de construcții în vederea construirii unei capele mortoare. Vă dau citire la materialele care au fost și au stat la baza necesarului. Încep cu materialul lemnos, grinz 12x12 de 4 metri, 15 bucăți, grinz 12x14, 7 metri,
12 bucăți, căpriori 8 pe 12, lungimea 5 metri, 30 de bucăți, asterială 2,5 metri cub și șipci de 2,5, 150 de bucăți. Fier beton, 60 de bare de 6 metri, 50 de kilograme de fier de fișase. BCA 4 paleți, bolțar pentru fundație 140 de bucăți, sârmă ferar 10 kg, sârmă calotă 10 kg, cuie 3 cutii, cuie de 7-3 cutii, adeziv BCA 20 de saci, ciment 2 paleți, sort 15 metri cub. Aproximativ 20.000 de lei, deci 200 de milioane, sume de bani care le aveți în proiectul de hotărâre și vă propun spre analiză și aprobare, în afară de cei 20.000 de lei, că sigur nu sunt de ajuns, mulțumesc celor care au contribuit cu sortul necesar, că au depășit 20 de metri cub, societăți comerciale din Dofteana și alte societăți de la materiale de construcții, în afară de aceste sume de bani. Inclusiv cetățenii din Dofteana care au contribuit financiar, pentru că tabla pentru acoperiș și celelalte componente care stau la baza construcției sunt asigurate de către contribuția cetățenilor din Dofteana, pentru că acoperișul va fi legat prin construcție de grupul sanitar care l-au dumnealor acolo să vină una și același acoperiș. Purtătorii de cuvânt ai instituțiilor de forță din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care activează la nivelul județului Bacău, au susținut o conferință de presă cu privire la măsurile de ordine și siguranță publică instituite în perioada mini-vacanței de 1 decembrie, Ziua Națională a României. În perioada 30 noiembrie, 4 decembrie anul curent, peste 1000 de polițiști vor fi angrenați față de dispozitivul curent de ordine și siguranță publică în activități de prevenire și combatere a oricăror evenimente care ar putea afecta liniștea cetățenilor, dar și pentru a interveni atunci când sunt sesizați cu privire la comiterea unor fapte antisociale. Din totalul polițiștilor angrenați suplimentar, 618 sunt de ordine publică, 219 poliție rutieră, iar restul de la celelalte structuri de investigații criminale, investigarea criminalității economice sau luptători de intervenție rapidă. De asemenea, polițiștii vor acționa pe întreaga rețea de drumuri din județ în vederea fluidizării traficului rutier și prevenirea evenimentelor rutiere negative, precum și intensificarea activităților specifice potrivit competențelor pentru depistarea vitezomanilor sau a conducătorilor auto care conduc autovehicule pe drumurile publice sub influența alcoolului sau a substanțelor psihotrope. Polițiștii Inspectoratului de Poliție județean Bacău vor acționa zilnic cu peste 90 de patrule auto în cadrul dispozitivelor suplimentare instituite. Măsurile de ordine și siguranță publică vor fi asigurate zilnic și de patrulele pedestre. Acestea vor acționa pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte antisociale. Sunt comisar de poliție Văduraru Cătălina, purtător de cuvânt IPJ Bacău. Mini-vacanța, prilejuită de Ziua Națională a României, îi va găsi pe jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi județean Bacău, implicați activ în cadrul dispozitivelor de asigurare și menținere a ordinii și liniștii publice, organizate la nivel județean, atât în cooperare cu polițiștii băcăuani, cât și independent. Echipajele de jandarmerie vor acționa pe străzile intens circulate, în zonele aglomerate, fiind permanent în măsură să intervină în sprijinul cetățenilor. De asemenea, o atenție deosebită va fi acordată stațiunilor montane Slănic Mordova și Târgu Ocna, iar jandarmii montani vor fi prezenți în permanență în mijlocul iubitorilor de natură. Scopul principal urmărit este siguranța turiștilor pe traseele montane, îndrumarea și consilierea reprezentând o modalitate concretă de prevenire a producerii unor evenimente cu impact negativ asupra vieții și sănătății turiștilor. Recomandăm participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite implicarea în conflicte de orice natură, să fie atenți la bunurile personale, iar persoanele însoțite de copii să-i supravegheze cu atenție. Puteți conta oricând pe sprijinul nostru atunci când ceva vi se pare suspect sau sunteți martorii săvârșirii unor fapte antisociale. Vă dorim o mini-vacanță în siguranță, iar cu acest prilej vă urăm tuturor românilor, indiferent unde v-ați afla, la mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Plutonier major Alexandra Dăncule, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi județean Bacău.
În perioada 30 noiembrie, 4 decembrie anul curent, în minivacanța prelejuită de Ziua Națională a României, Gruparea de Jandarmi Mobil Alexandru cel Bun Bacău va desfășura acțiuni specifice în zona de responsabilitate pentru prevenire și combaterea faptelor antisociale, precum și asigurarea ordinii și siguranței publice. Zilnic, jandarmii vor fi prezenți în mijlocul cetățenilor în mai multe localități din județele Bacău, Iași și Suceava și vor acționa într-un sistem integrat împreună cu celelalte structuri cu atribuții în domeniu, cât și independent, având ca prioritate siguranța tuturor persoanelor prezente în spațiu public, precum și respectarea normelor de conviețuire socială. De 1 decembrie, Ziua Națională a României, jandarmii din Gruparea Mobilă Bacău vor participa la ceremonialele militare și religioase desfășurate în municipiul Bacău, la Cimitirul Eroilor și în Piața Tricolorului, precum și în localitatea Dofteara, în județul Bacău, și vor acționa pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică la manifestările publice prelejuite de Ziua Națională a României în sprijinul inspectoratelor de jandarmi județenii Galați, Iași, Vrancea și Neamț, iar începând cu ora 19 vor asigura măsurile de ordine din municipiul Botoșani la meciul de fotbal dintre echipele FC Botoșani și FCSB, care se va desfășura pe stadionul municipal din localitate. Echipaje de jandarmi vor fi prezente și la aeroportul internațional George Enescu Bacău, unde vor acționa în vederea asigurării securității persoanelor care folosesc transportul aerian în această perioadă. Vă recomandăm să fiți responsabili și să respectați îndrumările forțelor de ordine, adoptați un comportament civilizat, evitați implicarea în conflicte de orice natură, iar dacă sunteți victime sau martori unor fapte antisociale, solicitați imediat sprijinul forțelor de ordine prezente în zona, direct sau prin apel la Serviciul Național Unic pentru apeluri de urgență 112. Bucurați-vă responsabil de aceste zile de sărbătoare, noi avem grijă să o faceți în siguranță. La mulți ani, România! În perioada 30 noiembrie-4 decembrie, cu ocazia mini-vacanței prilejuită de Ziua Națională a României și sărbătoarea Sfântului Andrei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Nenea, județului Bacău, va monitoriza permanent dinamica intervențiilor la nivel județean, iar la nevoie vor fi dispuse măsurile imediate pentru optimizarea misiunilor de răspuns în sprijinul comunităților. În acest sens, peste 500 de pompieri se vor afla zilnic la datorie, pregătiți să intervină în orice moment în sprijinul cetățenilor. În afara măsurilor dispuse la nivel operativ, o atenție sporită este acordată preîntâmpinării evenimentelor care pot fi generate de nerespectarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Reamintim faptul că, premergător acestei perioade, inspectorii de prevenire au efectuat controle inopinate la obiectivele cu aglomerări de persoane. Scopul principal urmărit a fost verificarea respectării numărului maxim de utilizatori și accesibilitatea căilor de evacuare. În urma acțiunilor de control desfășurate la operatorii economici au fost constatate 34 de deficiențe principale, pentru care au fost aplicate 14 avertismente și 20 de amenzi în cuantum de 257.000 de lei, precum și două sancțiuni complementare de oprire a funcționării, utilizării a două construcții cu destinația de comerț, alimentație publică, restaurant și club. Menționăm faptul că aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare și pe această cale atragem atenția operatorilor economici, organizatorilor de evenimente, cu privire la limitarea numărului de participanți, astfel încât să nu se depășească limitele prevăzute de normativele în vigoare. Ne manifestăm disponibilitatea de sprijin pentru funcționarea în deplină legalitate față de administratorii unor astfel de locații și care au obligația de a asigura cetățenilor climatul de normalitate și de siguranță pentru petrecerea timpului liber. De asemenea, pe întreaga perioadă a sezonului rece, pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, acțiunile de control și verificare vor continua la spațiile comerciale, precum și în zonele unde se vor desfășura evenimente legate de datini și obiceiuri specifice sezonului rece. Ne dorim să vă bucurați în siguranță de această mini-vacanță, tocmai de aceea vă solicităm să adoptați un comportament preventiv și să acordați o atenție sporită pregătirii în domeniul situațiilor de urgență. Pentru a preveni producerea unor incendii, verificați mijloacele de încălzire, precum sobe, calorifere sau alte surse de căldură. În situația în care părăsiți locuința, decuplați aparatele electrice, iar dacă vă cazați în structuri de primire turistice, familiarizați-vă cu traseele căilor de evacuare din incinta acestora. Vă mulțumim! Sergent Major Tereșema, reprezentant al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Nenea, județului Bacău.
Bună ziua, sunt comisar de poliție Vrânceanu Constantin din cadrul Agenției Naționale Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău. Cu ocazia minii vacanței din 1 decembrie, reamintim tuturor cetățenilor că cele mai frumoase amintiri sunt clipele petrecute alături de cei dragi în siguranță. În contextul zilor libere ce urmează, dacă participați la evenimente cu un număr mare de persoane, nu consumați alcool în exces sau substanțe psihoactive. De asemenea, dacă observați în jur persoane aflate sub efectul acestor substanțe, evitați o confruntare directă cu acestea, deoarece orice conflict minor poate escalada. Adulții sunt sfătuiți să nu conducă autoturisme dacă sunt sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive. Părinții sunt sfătuiți să petreacă mai mult timp cu copiilor, să fie atenți la modificările de comportament și dispoziție, să acorde o atenție sporită prietenilor copilului lor, atât din viața reală cât și din mediul virtual, să găsească activități comune și să comunice eficient pentru a oferi copiilor un sprijin real față de problemele lor. Tinerii sunt sfătuiți să comunice deschis orice problemă cu care se confruntă legată de consumul de substanțe, să apeleze la ajutorul părinților, prietenilor apropiați, persoanelor de încredere sau specialiștilor pentru rezolvarea acestor. Totodată, recomandăm tuturor să evite tentațiile nesănătoase și să se implice în activități cât mai diverse, cum ar fi sportul sau plimbările în aer liber. Dacă merg la petrecere, să nu bea din sticle desfăcute și să supravegheze prepararea băuturilor solicitate, să fie atenți la prieteniile ocazionate. Este important să învățăm să spunem nu într-un mod politicos, dar ferm, tentațiilor de orice fel pentru a nu ne pune în pericol sănătatea. Atragem atenția că alcoolul și drogurile nu rezolvă problemele, ci doar le agravează. Reamintim faptul că specialiștii Agenției Naționale Antidrog oferă gratuit servicii de informare, evaluare, consiliere și asistență specializată medico-psihosocială pentru consumul și dependența de droguri. Îndrumăm populația să apeleze telefonul verde 0800 8700 700 sau să se adreseze direct Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău. Pentru situații deosebite, dacă starea de sănătate se agravează, cetățenii sunt îndemnați să sune la numărul unic de urgență 112. Permiteți-mi ca în final să urez tuturor românilor o sincer la mulți ani cu ocazia Zilei Naționale. La mulți ani, România! Elevii Școlii Generale George Călinescu Onești au sărbătorit ziua de 1 decembrie, ziua României, prin cântec și joc la filiala Cosânzeana a Bibliotecii Rossetti, în cadrul proiectului Școala și Biblioteca, parteneri în educație. Au participat elevi din clasa a 3-a A, învățător Toma Viorica, clasa a 3-a B, învățător Balcan Dana, clasa a 3-a C, învățător Radu Elena, clasa a 4-a A, învățător Biș Bogdana, clasa a 4-a B, învățător Ursu Elena și clasa a 4-a C, învățător Lazar Emilia. Ultimul spectacol din anul 2022 se va juca pe scena Cinema Capitol din Onești pe 7 decembrie de la ora 19. O viață, o șosetă și o mașină de scris în regia lui Daniel Bucur. Este o comedie romantică din care se desprinde o morală inspirată despre felul în care trebuie trăită viața. Publicul are ocazia să savureze această comedie în interpretarea unor trupe de actori apreciați, dintre care se remarcă binecunoscutul actor Constantin Cotimanis. Biletele se pun în vânzare miercuri 23 noiembrie de la ora 13 la Cinema Capitol. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 1 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 1 grad Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 1 grad Celsius. Vineri 2 decembrie, vremea va fi rece și umedă, cerul va fi acoperit de nori, sunt posibile ninsori, iar maxima zilei nu trece de 2 grade Celsius ziua, în timp ce noaptea mercurul în termometre coboară până la minus 2, minus 1 grad Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.